Bună dimineața! S-a trezit Mirea la ora 8 și mănâncă înghețată. Da. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, wow. La mulți ani. Mama să trăiască, mama să trăiască, la mulți ani. Da, pe atunci te-a prindit cântat. Te somn? E bine să trăzit. Mulțumim, ce frumos. Cum? Mulțumim, dar tu, de ce cu fața ta, mă mică? Te somn? Locul lui mami, voi face mâncare. Ce faci, domnule, bucătar aici? Terci. Terci cu lapte de vaci. Azi, ca o stercă, mami, ești burlit, mami, ce vulit tot. Probabil s-a terminat tercel. S-a schimbat planul, facem cu paste. Ei, neața! Ce faceți voi, băieți? Câte culori aici! Irni, te-ai trezit gata? L-am modelat direct? Tu ce vrei să modelezi? Faci cadou pentru mami? Închide ochii. Închide ochii. Albert, repede, pune paste. Nu mult! Ajunge. Băieții au rămas acasă, iar eu împreună cu Andrean mergem la cumpărături. Trebuie să cumpărăm cârnăciori, să facem grătar, legume și fructe. Am găsit banane. Luăm, tati, o sacoșă? Punem mai multe. Suntem mulți. Suntem mulți. Iată așa. Ce mai luăm? Luăm maioneză. Mare, mare, mare. Iată. La acest magazin am găsit doar banane. Trebuie să mergem la alt magazin după cârnăciori și apoi acasă. Iată, am găsit și magazinul unde se vinde carne. Am găsit la al doilea magazin ce îmi trebuia, cârnăciori și apă am luat. Acum mergem după bastonași din crabi. A început un pic să plouă afară. Tati, tu vei merge la magazin după crabi? Ce vreme frumoasă! Cât de frumos a început să plouă. Tata a cumpărat tot ce trebuie, găsit, super. Mirea mi-a dorit foarte mult salată din crad. Vă place? Scriți în comentarii. Și plecăm acasă, ne odihnim un pic. Și după începem sărbătoarea. Câte flori frumoase am primit eu în dar la lele. Am și aici. Și aici la lele sunt minunate. La noi se pregătește mâncarea pentru o magiată și oaspeți. Cartofi. Bucătarul șef, cartofi cu? Carne. Cu carne. Iată și Cristina face salată de crabi. Da. Ouă, punem cartofi, porumb dulce și crabi aici, îmi înghețați. Cumnățelul bea cafea, să ai poftă. Merci. Iar Andreana ajută aici la salată. Focul arde, totul este pregătit, grătarul, băieții l-au pornit. Ce avem noi aici, la lele? Cât de drăguțe sunt! Bucătarii în acțiune? Afară e destul de răcoare azi. Vecinii s-au întâlnit, da? Noi suntem aici la o stână în Moldova și luăm caș. Iată și cașul. Asta e cașul? Da. Nu am notat să-l gust. Gustăm. Aici coacem bătute din dovlecel. Mămica pregătește pește. Mămica, ce vrei să faci din pește? Facem măliguță, moșdei, pești, prăjit. Mâncare tradițională. Bunicuța spală vesiela. Adus cadou. Tăticu pune cartofi, țărănești la cuptor. Acum gustăm cașul. La noi așa se spune caș. Specialistul. Da. Să fie bun. Cătălina este foarte pretențioasă la brânză de oi. Să nu miroase, să nu aibă gust așa mai pronunțat. Cum e?
foarte bun. Al doilea specialist? Eu l-am cumpărat, trebuie să fie bun. Nu miroase. Mm. E super. Și aici cârnăciorii sunt aproape copți. Bucătarul? Ce serios? Nu trebuie să zâmbești cu coșcat. Nu. Coșcat. A. Teorie. Și aici surpriză pentru Cristina. 29 de trandafiri. Haidem, să mergem să-i dăm. Să vedem reacția ei. Să-mi trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Bune să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Și acum Cristina numără câți trandafiri ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29! Wow, 29! 29 de trandafiri! Super! Mulțumesc, Dani! Foarte frumos! Mulțumesc, tata, mama! Foarte frumos! Aranjăm vesela pe masă. Acuși mâncarea este gata. Frigăruile este aproape gata. Și cartofii acum sunt gata. Mamica a adus aici și legume, roșii, castraveți. Și cartofi, am uitat, țărănești la cuptor. Masa de sărbătoare este gata, avem mulți oaspeți. Avem cârnăciori cu mușchi de porc și carne de găină. Aici avem salată de crab și aici bătute din dovlecel. Iată și tortul pregătit de mine, tort din ciocolată. Hai să vedem cum s-a primit, sunt foarte curioasă. Tăiem o secție și vă arătăm și vouă, pentru că foarte repede se va mânca, sunt sigură. Wow! Uitați, l-am pregătit aseară. Este frumos, este foarte bun. Cătălina, eu l-am gustat. Este perfect. Torturile. De ce să-l cumpăr dacă pot face singură? Știi cu cine seamănă? Prințul Negru. Prințul Negru, da. Da. Mm, exact. Foarte gustos. Și sperăm frumos. Să le placă și la oaspeți. Este fărmicios.